pentru că de 35 de ani lucrez în sistemul energetic, până în 2009 în sistemul termoenergetic, iar din 2009 până în prezent în zona energetică, trecând prin etapele de director de dezvoltare la Țiași de Bujiu, în executivul Hidroelectrica, director general al Jumlei Hidrosev și acum coordonez de partea de producție la Hidrosev. Domnule profesor Vasilescu, cum face care Vasiliu, vă rog să mă scuzați, e prima dată astăzi când vă cunosc și sunt foarte încântat, încă de când ne-am întâlnit la sediul Hidroservului. De obicei, aparențele înșală. De data aceasta sunt convins că nu m-a înșelat nicio aparență. Sunteți un om pe care mă pot vizui și cu care un viitor apropiat, în perioada următoare, interesante punctele dumneavoastră de vedere, interesante prezentările dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru cât se poate de interesant. Sigur, este o asociație a hidroenergeticienilor din România. Este o bucată din tot sistemul energetic național. Nu o spun acum pentru a-mi face o laudație sau a-mi prezenta neapărat în CV-ul, dar vreau să punctez o perioadă extrem de importantă în care m-am bătut și m-am zbătut. Costică Părian nu știa acest lucru pentru ce înseamnă sistemul energetic național și pentru ce înseamnă sectorul hidroenergetic. În perioada 2017-2020 am ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, având în coordonare, printre altele, zona hidroenergetică. Știți foarte bine că în ultimii ani, cel puțin din 2007, s-a discutat în România de strategia energetică. De faptul că România nu are o strategie energetică. De faptul că România nu are o foaie de parcurs pe zona de energie. De faptul că România nu prezintă predictibilitate pentru ceea ce înseamnă investițiile în zona energetică. Fie că vorbim de sectorul hidroenergetic, fie că vorbim de sectorul termoenergetic, fie că vorbim de zona nucleară, fie că vorbim de zona verde, foarte importantă de altfel pentru orice stat din Uniunea Europeană și din România. Așadar, am revenit la acest subiect pentru că, și mai fac o paranteză, pe Costică, și te rog frumos, dragă prietene, lasă-mă să spun așa, Costică, așa cum îți spun eu de fiecare dată, cred că suntem aici între prieteni și chestiunile acestea de domnul inginer și domnul director pe mine de multe ori mă interesează mai puțin. Prietenia se leagă și prin modul de a vorbi și asta nu înseamnă că nu ne adresăm cu politețe. Costică am lucrat chiar o perioadă, a fost în cabinetul meu, de secretar de stat, și în perioada aceea în care am lucrat cu Costică, aportul mi-a fost unul important, pentru că în strategia energetică a României, care a parcurs toate etapele hotărârii de Guvern 1076 din 2004, cu evaluarea adecvată, cu raport de mediu, cu dezbatere publică la Politehnică și îmi pare foarte rău, domnul profesor, că nu m-am cunoscut atunci și mi-ar fi părut foarte bine să fiți prezent. O avem pusă și, din păcate, nu o avem încă adoptat. Deci vorbeam de faptul că sectorul energetic este doar o parte și avem un sistem energetic național extrem, extrem de important. România și nu este o noutate, dar am spus lucrurile acestea peste tot pe unde am fost, în țară, dar și în afara țării. Se bucură de un mix energetic echilibrat al resurselor energetice primare. Oameni buni, avem potențial hidroenergetic. Avem cărbune. Avem potențial integrat de obținerea energiei în grupurile de la nucleară electrică. Avem potențial în zona energiei verde, fie că vorbim de eolian, fie că vorbim de fotovoltaic. Din păcate, nu avem o foaie de parcurs foarte clară pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea, cel puțin pentru a 10, 15, 20 de ani, a sistemului energetic național. Și vă dau doar un singur exemplu. Puteți să mă contraziceți sau, din potrivă, să completați despre lucrurile pe care vreau să vi le spun aici. Suntem, iată, în anul 2022. Au trecut foarte mulți ani de la Revoluție. Sistemul energetic, nu o spun cu nostalgie, se bazează în continuare pe infrastructura creată în acea perioadă.
După 1990, o situație spune foarte clar a megavaților putere instalată în România. Cele două grupuri de la Cernavod, 1997 și 2007, 1400 de megavați. Să nu uităm că aceste grupuri erau în 1989, la momentul Revoluției, în proporție de peste 50% realizat. După aceea, am mai avut o investiție în centrala de la Brazi, de 860 de megavați. Sigur, a fost în perioada 2012-2015 boom-ul în energia regenerabilă, în condițiile în care România a beneficiat de una dintre cele mai generoase scheme de sprijin în ceea ce înseamnă certificatele verzi. Și făcând un calcul foarte simplu, o matematică simplă, vedem că din 1990 până în 2022, la finalul 2022, avem putere instalată, capacități noi, doar de 4500 de megavați, 5000 și ceva de megavați. Este incredibil de puțin. În momentul în care am acceptat să preiau coordonarea grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiei energetice a României, dar foarte important, și a grupului pentru elaborarea Planului Național Integrat Energie Schimbări Climatice. Pentru că la sfârșitul anului 2018, România ca stat membru, prin adoptarea regulamentului privind guvernanța Uniunii Energetice la nivelul Parlamentului European, România a avut obligația, ca și toate celelalte state membre, să realizeze un Plan Național Integrat Energie Schimbări Climatice pentru 10 ani. Pe 5 piloni extrem de importanți. Securitate energetică, eficiență energetică, piață de energie și foarte important, domnule profesor, cercetare, inovare, competitivitate. Și nu în ultimul rând, ultimul pilon, decarbonizarea sistemului energetic. Acolo, în articolul 25, se spune foarte clar că acest plan se face în baza unei strategii energetice. Am pus cap la cap printr-un model PRIMES, care este agreat de Uniunea Europeană și am dat o foaie de parcurs pentru perioada 2020 cu perspectiva anului 2050 a întreg sistemul energetic național, de la producători până la consumatori, fără predictibilitate, fără investiții în zona energetică. România, din păcate, va rămâne în continuare un imens importator de energie. La momentul în care am format grupurile de lucru, au fost reprezentanți din mediul academic, au fost reprezentanți de la Hidroelectrica, din toate zonele, din toate organizațiile, pentru că am vrut să facem un document, și nu vreau să fac eu apologia acestui document, un document care să nu rămână undeva într-un sertar al Ministerului Energiei și tot acest document să fie, sau aceste documente să fie baza dezvoltării sistemului energetic național. Revenind la zona hidroenergetică, vreau să vă spun, și colegul Coreanu știe, în acest document am acordat o atenție deosebită zonei hidroenergetice. Să știți că, din păcate, potențialul tehnico-economic amenajabil nu mai este de 40%. Pentru că faptul că România a intrat în Uniunea Europeană, faptul că avem deja o lege cu arealele din siturile naturale, faptul că, din păcate, anumite standarde la Uniunea Europeană au dus la mărirea debitului ecologic, potențialul tehnic amenajabil hidroenergetic din România, de la 40,8% despre care vorbea domnul Păreanu, s-a redus undeva la 20%. Dar lucrurile se pot schimba. În ce sens? Spunea domnul director, excelent cuvântul dumneavoastră, domnul director, să fim atenți la apa nu este doar o resursă pentru a produce energie. Avem amenajări hidroenergetice cu folosințe complexe. În calitatea de secretar de stat... Și directiva apei. Și categoric. Foarte bună completare. Vă mulțumesc. Am avut în perioada cât am fost secretar de stat o grămadă de întâlniri și de discuții despre aceste lucruri. Așadar, pentru sectorul energetic, în hidroenergetic, în 2019, lucru pe care l-am prins în strategie. Și vreau să vă mai spun un lucru extrem de important. Ați văzut că se schimbă, n-am nicio treabă, am o anumită culoare politică, aici nu există culoare politică. Se schimbă guvernele. Asta este democrația.
ne-am dorit democrație după 1990 și se schimbă guvernele. Un lucru trebuie să rămână important. O strategie coerentă, care poate să aibă modificări. Și am inițiat imediat în 2020, după ce am plecat din funcția de secretar de stat, un proiect legislativ îmbrățișat de foarte mulți din colegii mei parlamentari de modificare a legii energiei, în care arătam foarte clar că strategia energetică a României, dar și Planul Național Integrat de Energie Schimbări Climatice, să fie adoptate în Parlament prin lege. În așa fel încât, dacă azi sau mâine sau peste un an se schimbă guvernul, să avem foarte clar o foaie de parcurs, o predictibilitate pentru ceea ce înseamnă infrastructura energetică. Am făcut la momentul 2018 o analiză cu colegii de la Transelectrica pe capacitatea instalată. Aveam 24.000 de MW putere instalată, din care 8.000 nefuncționari. 24 minus 8, 12.000 de MW. Deci nu ne puteam baza doar pe 12.000. 4.500 putere instalate în eolian și fotovoltaic, intră cu intermitență. Aproape că în zonele de stres, în perioadele de stres, nici nu te poți baza pe ele. Foarte sigur că da, mi-arătați către... Așadar, am scos din funcțiune, am scos din funcțiune și n-am pus nimic. La un moment dat, mi s-a cerut în 2019 să pun pe hârtie ce capacități, fiind coordonator al zonei energetice, ce capacități energetice s-ar fi putut pune în funcțiune. Oameni buni, în 2019 am arătat foarte clar prin documente oficiale că în zona hidroenergetică s-ar fi putut pune în funcțiune 440 de MW. Și mă refer aici la amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezen-Bumbești cu putere instalată de 65 de MW. Am introdus chiar și amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Săbului Vădeni, care, printr-o hotărâre a Consiliului Tehnico-Economic, a venit la o schemă optimizată de la 35 MW în fața inițială la 28, dar cu o grămadă de alte funcțiuni complexe. Discutăm de alimentare cu apă, discutăm de irigații pe peste 74.000 de hectare teren arabil pe județele Dolj și Gorj și așa mai departe. Deci vreau să vă spun că 440 de MW se puteau pune în funcțiune. După aceea discutăm exact de ce spuneați dumneavoastră și mă uit aici în documentele oficiale, da? Discutăm efectiv despre centrale de pe râul Olt, despre care a discutat și colegul Părianu, despre care spunea și domnul. De ce nu facem aceste lucruri? Sigur, noi ne vom întâlni aici, vom încerca să punem bazele unei asociații puternice. Dar vreau să vă spun că o asemenea asociație, cum încercăm să pornim noi astăzi, să facem acest restart, trebuie să aibă o influență. Ori influența nu se poate face decât cu oameni bine pregătiți, așa cum văd că sunt în această asociație, și cu oarecare susținere, n-aș vrea să spun din ce zonă, dar vom vedea de aici încolo. Domnule director, parcă dumneavoastră făceați referire la cuvântul domnului ministru legat de o anumită ordonanță de urgență. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o mare dezamăgire în momentul în care, la câteva luni după ce am fost instalat secretar de stat, să observ că sunt din Târgu Jiu, gorjean, târgujean, deci m-a dorut în suflet să văd că amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezen-Bumbești, la care am muncit și când eram director de dezvoltare la SH și Târgu Jiu și ulterior în executivul de la București, să văd că efectiv a avut autorizația anulată. Imediat am făcut demersul necesar pentru a încerca să repornim această situație. Din păcate am ajuns la momentul în care în 2020, începutul anului 2021, cu câțiva colegi de-ai mei, am propus un lucru foarte clar, să modificăm legea 158 din 2018, care modifică ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2007, privind regimul arilor naturale protejate. Și tocmai acest lucru l-am făcut. Și am introdus acolo, sigur, eu aș fi vrut să mă duc la procentul de 70%, s-a mers pe 60%, dar într-o primă fază era și acel lucru. Știți foarte bine că, din păcate, Curtea Constituțională a venit și a spus că această lege este neconstituțională. Sunt pregătite două proiecte legislative care vor aduce o ordonanță de urgență, prin care, cu siguranță, vom reuși în cele din urmă să dăm drumul, în primă fază, la amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezen-Bumbești
și la amenajarea de la Răstolița în Mureș. Sigur, lucrurile diferă, una este cu autorizație, cu autorizație anulată în instanță, da? Eu am pregătit și planul de rezervă în condițiile în care să spunem, Doamne ferește, că în regim de urgență nu vom putea duce la capăt această lege.